sunt la 4998 de metri și încă respir, ceea ce este o minune, pentru că nu mă așteptam. Am venit cu tubul de oxigen aici, e în mașină. Uitați-vă cum se vede, este superb, e de vis. Trebuie să vorbesc mai puțin să vă strâns oxigenul. Asta e marea problemă aici. Sunt în vârf, cum s-ar zice, și aici este o zonă turistică unde toată lumea își face poze cu iacul sau cu câinele tibetan sau la piatra sau la piatra pe care scrie că suntem la 4998 de metri, unde bineînțeles că o să-mi fac și o poză după ce pleacă poporul chinez. Dar este superb, superb. O să vă mai arăt o dată. Dacă tot m-am apucat să vorbesc, să consum oxigenul. Deci, aici, da? 4998, sunt gata pentru Everest.